Asociația Europeană de Canoe a decis să reprogrameze majoritatea competițiilor din acest an din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel că europenele de caia canoe sprint de la Bascov vor avea loc în perioada 15-18 octombrie. Întrecerea programată în toamnă este cel mai important eveniment din acest an din județul Argeș, care în urmă cu câțiva ani a mai găzduit europenele și mondialele de junior și tineret, competiții care au adunat mii de sportivi. Inițial, competiția de la Bascov era programată în perioada 4-7 iunie.